Așa cum știți, mă ocup de promovarea produselor apicole, produselor naturale, sănătoase, românești. Am realizat multe emisiuni despre miere, despre beneficiile mierii, despre diferitele sortimente de miere și despre ritmul în care acestea cristalizează. Totuși, primesc în continuare aceeași întrebare. Este bună mierea cristalizată? Mâncăm miere zaharisită? De ce zaharisește mierea? Și cred că trebuie să mai spun încă o dată. Mierea cristalizată este bună. Procesul de cristalizare al mierii este un proces natural. Chiar cred că ar trebui să ne punem probleme dacă vedem o miere care nu cristalizează, pentru că toate mierile cristalizează mai repede sau mai încet. Așa cum știți, mierea conține glucoză, fructoză, vitamine, minerale, enzime. Depinde, conținutul mierii variază în funcție de sortiment, pentru că albinuțele vizitează diferite flori ca să facă diferite sortimente de miere. Una este mierea de salcâm, mierea de tei, de rapiță și așa mai departe. Sau pot să facă albinuțele miere din anumite secreții dulci și atunci vorbim de miere de mană. Dar ca să revenim la procesul de cristalizare al mierii. Despre ce este vorba? Cu cât raportul între glucoză și fructoză este mai mare în favoarea glucozei, cu atât acel sortiment de miere va cristaliza mai repede. Este și cazul mierii de rapiță, care conține mai multă glucoză. În schimb, mierea de salcâm conține mai multă fructoză și atunci, bineînțeles, mierea de salcâm va cristaliza mai lent, dar toate sortimentele de miere cristalizează mai repede sau mai târziu. Este un proces natural, acest proces de zaharisire al mierii. Faptul că noi vedem niște cristale în miere nu înseamnă că acea miere nu este naturală. Este chiar o dovadă că este naturală. Acum, procesul de cristalizare al mierii depinde și de temperatură. De exemplu, în țările nordice, unde este mai frig, mierea cristalizează mult mai repede și atunci nordicii sunt foarte obișnuiți cu mierea cristalizată și ei mănâncă miere cristalizată fără nicio problemă. Chiar preferă mierea cristalizată. Chiar și țările sudice din sudul Europei, care exportă miere în nordul Europei, exportă miere cristalizată, pentru că așa solicită nordicii. Ei sunt obișnuiți cu mierea cristalizată și le chiar place, pentru că o mănâncă la micul dejun, o întind pe pâine și nu mai mânjesc toată bucătăria. Așa că și noi am putea să alegem mierea cristalizată. Încă o dată, procesul de cristalizare al mierii este un proces natural, așa că n-ar mai trebui să ne temem atunci când vedem pe rafturile magazinelor borcane cu miere cristalizată. Mie, de exemplu, chiar îmi place mierea cristalizată, îmi place să simt acele cristale care se formează în miere. Acum, de exemplu, chiar vreau să încerc mierea de rapiță de la Apis Rom și mărturisesc încă o dată că mierea a făcut, face și va face parte din strategia mea de sănătate și chiar pledez să o includeți și dumneavoastră în propria strategie de sănătate.